Zi importantă astăzi pentru un lereștean. Capitanul în rezervă, Paraschiv Simon, veteran de război, a împlinit 100 de ani, numărându-se printre puținii români care aniversează centenarul odată cu România. Autoritățile locale din Lerești au dorit să-i facă o surpriză, astfel că au mers astăzi înarmați cu tort, șampanie și diferite daruri să-l serbeze. Bună dimineața! Bună dimineața și la mulți ani! Să trăiți! La mulți ani! Să fii sănătos! Odată la 100 de ani! Dă seama cu centenarul, cu România! Am venit să vă spunem la mulți ani! Să vă dăruim din partea mea o șampanie, o sticlă de șampanie, o diplomă de recunoștință se conferă domnului Simon Paraschiv cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani pentru longevitate și pentru contribuția deosebită la viața socială a comunei Lerești. 5 octombrie 2018. Mulțumesc. Sănătate și tot din partea noastră a primăriei Consiliului Local și a Societății Culturale Lerești-Mușcel un mic dar în bani la ce folosește urma tale să-i folosești cu bucurie. Primarul și viceprimarul comunei Lerești, dar și ceilalți oaspeți i-au urat multă sănătate, să se bucure de multe clipe frumoase alături de familie. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți! Suflăm mâinile! Așa! Așa! Bravo! Bravo! Mulți ani! Acum să nu! Da? Să facă poc! Stai să facă poc! La mulți ani! Paraschiv Simon a primit daruri nu doar de la autoritățile locale, ci și de la reprezentanții ai asociațiilor veteranilor de război sau ai cultului eroilor. Din partea Asociației Veteranilor de Război, o plachetă comemorativă dedicată celor 100 de ani a României. Crucea comemorativă. Crucea comemorativă care a fost, prin legea 68, atribuită tuturor celor care au fost în război. Lereșteanul Paraschiv Simon a plecat în armată chiar în anul în care a izbucnit cel de-al doilea război mondial, 1939. A fost militar într-o unitate de artilerie antiaeriană. Norocul lui a fost că era șofer și bun mecanic, fapt care l-a salvat și nu l-a fost trimis în focul luptelor de pe front. După război, în 1946, a revenit acasă. Ar fi vrut să se întoarcă la București, să își reia acolo serviciul, însă mama lui l-a convins să rămână în Lerești. Așa a ajuns la uzina Aro, unde a lucrat până în 1978, când a ieșit la pensie. Din păcate, soția lui s-a stins în anul 1957, rămânându-i alături una dintre fete, cea care îl îngrijește și în ziua de astăzi.